Așa cum ne-am obișnuit deja în fiecare an, în această perioadă, liceele giurgiuvene organizează Balul Bobocilor. Colegiul Național Ion Maiorescu s-a pregătit două luni pentru acest eveniment găzduit de Teatrul Ion Vinea în seara zilei de vineri. 24 de perechi de boboci au urcat pe scenă în încercarea de a obține titlul ce le aduce popularitatea printre liceeni. Concurenții au avut de înfruntat trei probe deloc ușoare, aptitudini, dans și o probă surpriză. Aici fiecare pereche a încercat să ofere momente inedite, mai ales că din juri au făcut parte câștigătorii anului trecut, alături de dascăli extrem de exigenți. După ce a cântărit bine fiecare pereche în parte, juriul a decis. Câștigătorii concursului Miss Boboc, Colegiul Național Ion Maiorescu, sunt Bianca Pălângean și Alin Lungu. Aplauze pentru Miss și Miss Boboc! Felicitări! A fost foarte bun! Ați demonstrat că puteți să-i fiți de bună! Au fost foarte multe emoții acumulate, dar totuși au fost în zadar. În primul rând le mulțumim celor de-a 12 pentru că ne-au suportat la repetiții și la multe alte capitole. Asta clar. Au fost destule prize, destule nereușiri, destule neînțelegeri, dar totuși ne-am descurcat și ne-am adunat. Am muncit din greu și azor ce aici. Distracția a continuat apoi la un local din oraș unde liceeni au asistat la un recital oferit de Lora.